Salutare mea, eu sunt Radu și bine v-am găsit la primul meu videoclip cu vocea mea în limba română. Astăzi nu va fi un videoclip cu Last of Us, va fi un videoclip cu Mobile Legends și înainte de a începe acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. În cazul în care vreți să mă vedeți live jucând Last of Us sau Mobile Legends, în descrierea acestui videoclip veți avea un link spre contul meu de Provo și dacă vreți să intrați și pe serverul meu de Discord, veți avea și acolo un link și vă aștept cu mare drag. Bun, în acest episod o să joc la Classic, nu o să joc la Rank sau la Brawl, așa că să începem. Din păcate durează până când o să-mi caute match. 13 secunde sau mai mult, depinde. Da, durează ceva. Bun, și ne-a găsit match, apăsăm pe Enter. Astăzi voi juca cu Zilong, este un erou foarte, foarte bun. Știu să-l joc binișor. Sperăm să nu se schimbe nimeni. Că altfel o să mai dureze ceva și bineînțeles că nu ne dorim chestia asta. Avem pe Hilda în echipă. Bun, bun. Un erou foarte bun. Cu Hilda în echipă, cu siguranță vom câștiga acest match. Dacă nu, o să fiu foarte, foarte trist. Da, chiar puneți pauză la videoclipul acesta și scrieți în secțiunea de comentarii dacă vom câștiga sau nu. Sunt curios de părerea voastră. Bun, eu o să mă duc sus. Au venit și minionii. E bine, e bine, e bine. Luăm prima abilitate. Am activat și turetele, ceea ce este minunat. Ok. Ia, vino tu încoace. Oh, e Panda, nu l-am văzut. E bine, e bine. Hai Panda, dă-i damage. Da, din păcate a fugit. Luăm și a doua abilitate. Suliță și cuțit. O să iau sulița. De fiecare dată când merg aici sus, nimeni nu vine cu mine, ceea ce este nașpa. Ok, vino cu atu, perfect. S-ar putea să mă bată, dar cu puțin noroc o să scap. Cred că mă duc acasă. Mă rog, acasă. Să-mi refac viața. Momentan nu vreau să dau abilitatea de regen, mai aștept. Mama, au intrat destul de bine. Și au și dat ceva damage la turetă. La tot fuge, mă.
dacă e șmecher, să rămână. Ok, haideți minionilor, intrați. Perfect, dăm damage. Hai panda. Ok, mai bine fug. Mai bine îl chem pe băiatul ăsta aici. Îi dau mamă de bătaie, de nu se vede. Perfect, perfect, l-am omorât. Joacă-o pe asta, frate. Mamă. Am mai venit și asta, doar că n-am viață să mă bag cu el. Mi-am dat și regenul. Din păcate. Dar facem un fel următor. S-ar putea să-mi iau bătaie, dar măcar... Da, mi-am luat bătaie. Dar măcar i-am dat damage. Bine, bine. Au jucat bine băieții acolo. Ok. Fuge. Ok, l-am luat. Bun, bun, l-am luat. Și-a scăpat, mă. Mai avea foarte puțină viață. Păcat. Am fugit că îmi luam bătaie și nu era bine. Mamă, ce mă avează abilitatea asta, că mi-anulează mie abilitățile. Da, n-aveam ce să fac. 2 versus 1 nu prea merge. Din câte știu eu, nicio variantă nu merge 2 versus 1. Doar dacă adversarii sunt level mai mic și tu ești level foarte mare și... pur și simplu ești maxat. Ok, pe mijloc atacă unul tureta. Panda, nu te mai băga. Nu te mai băga, că ții damage, panda. E, acum ar trebui să plec și eu și să-mi dau și viață chiar. Panda, du-te acasă și fă-ți viață. Aoleu. S-a făcut invizibilă. S-a făcut invizibil, ați văzut? Nu, ce m-a omorât. Nu știu, tipii ăștia joacă foarte bine. Dar și pana, dacă ar fi puțin deștept și ar avea 5 IQ măcar, nu s-ar mai băga în turetă și ar rămâne și cu mai multă viață. Și m-ar ajuta și pe mine. Dar se pare că nu știu. El de obicei e deștept, dar nu azi. E, ia, hai, gata. Că ți-a luat-o în cap. Bun, bun, m-a omorât-o. Bun, suntem prei. Haideți, minionilor, băgați-vă. Altul care se bagă în turetă, bravo lui. Deștept are, ce să spun. Dați damage, dați damage. Perfect, perfect, perfect. Bun. L-am descurcat foarte bine. Cred că o să câștigăm meciul ăsta. Nu pleci nicăieri, brother, nu pleci nicăieri. Da, nu mă bag. Că am șanse foarte mari să mor. Dar... ce? M-a făcut pinguin. Sau ce m-a făcut? Da, cred că pinguin m-a făcut.
Mamă, 3 versus 1, nu prea merge. Nu prea merge așa. Ok, panda, haide. Să-l omorâm pe ăsta repede. Nu, 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 nu mor, nu mor, nu mor, nu, a murit. Nu prea contează pentru că deja o turetă sus este spartă, două turete jos sunt sparte, aia de pe mijloc are puțin damage și noi avem o turetă spartă, atât. Deci avem șanse să câștigăm pe mijloc, nu prea, nu știu, nu prea e apărare. Ia să mă duc pe mijloc să văd care-i treaba. Aha. Mamă, cât damage mi-a dat. Oh my god. Oh my god, stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo puțin. Ai răbdare, ai răbdare. Ai răbdare că te rezolv acum. Gata, te-am rezolvat, ai văzut? Repede și frumos. Stau să mă rezolve asta pe mine, dar cu puțin noroc poate scap. Ok, bun, dacă tot am ajuns aici, mă duc frumos să mă regenerez. Hai, brother, fă-ți viața, perfect. Ăla văd că fuge. A omorât minionul. Îi omorâm și pe ăștia. Mamă, mamă ce e sus. Și? Ăla e frate, am câștigat. Am câștigat. Mă bucur că am câștigat. Continuă. Și pot să dau like la toți că nu sunt hater. Cu toate că aș putea să nu le dau, dar le dau. Am jucat bine, am jucat și noi bine. Aia e, nimeni nu mi-a dat like. Din păcate. Aia e. Bun, cam atât cu acest episod. Știu că a fost cam scurt, dar pentru primul episod eu zic că este bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe. Aveți linkurile în descriere spre contul meu de provă și spre serverul de Discord. Până data viitoare, Radu v-a salutat!